Zilele trecute, locatarii unui bloc din Târgoviște au cerut ajutorul autorităților pentru că nu ajungeau la țuțuri uriași, iar riscul ca cineva să fie rănit era foarte mare. Zona a fost împrejmuită cu o bandă de avertizare. Nu la fel s-a întâmplat în capitală. 8 studenți au ajuns duminică la spital după ce au fost loviți de țurțuri căzuți de pe clădirea Universității București. Aceștia au primit îngrijiri medicale pentru că au fost loviți în cap și la spate de sloiurile de gheață. În Târgoviște există țurțuri care măsoară chiar și câțiva metri reprezentând un adevărat pericol pentru trecători, dar și pentru mașinile aflate în parcările din apropierea blocurilor. În microraionul 6, un șofer a parcat autoturismul exact sub un țurțure uriaș aflat la strașina imobilului. Stroiul de gheață s-ar putea desprinde oricând, mai ales că temperaturile din aceste zile favorizează topirea zăpezii. Săptămâna trecută, o terasă unui agent economic a fost distrusă în municipiul Târgoviște de Țurțuri. Din fericire, nimeni nu a trecut prin zona în acel moment. Situații similare pot apărea oricând dacă cei responsabili pentru îndepărtarea sloiurilor de gheață nu își fac datoria, mai ales că au fost avertizați și cu amenzi de către autorități.